Din păcate, orice victorie în acest sezon a fost tragică, cu evenimente, cu roșii, cu penaltiuri ratate. Dar astăzi a fost cel mai rău posibil, pentru că victoria a fost cu, așa, cu amărăciune, ținând cont că Tepeliuc va fi afară, cred că, cel puțin 6 luni. Și atunci, când ai golgheterul accidentat și ceilalți atacanți nu prea sunt la antrenamente, nu prea au făcut, va fi foarte greu pentru noi în meciurile următoare. Iar Tepeliuc e un jucător foarte important pentru noi. Nimeni nu e de înlocuit, dar în momentul ăsta e greu să găsim un jucător ca Tepeliuc să-l luăm liber de contract, cum asta ne dorim. Deci sunt convins că e o pierdere foarte mare. Victoria e mare pentru echipă, pentru club și din punct de vedere financiar, poate și pentru moral. Și avem 3-4 meciuri la rând în care n-am pierdut, n-am luat nici gol. Deci începe să fie ce trebuie să fie la CFR. La genunchi sau unde mai exact s-a accidentat? Și la prima vedere, care este diagnosticul? Nu e bine deloc. Acum ați reușit în timpul meciului sau ați fost... Acum după meci, mi s-a spus doctorul. În opinia lor are încrucișate și asta cel puțin 6 luni, cred. Ați reușit în timpul meciului sau erați dinainte? Acum ați reușit astăzi, în această seară? Păi, dacă am jucat 11 meciuri într-o lună, scrieți undeva pe planeta asta dacă mai este. Ce voce să mai am? Peste 2 zile am meci, nu peste 3, peste 2 zile. Și mulți accidentați. E foarte greu în acest ritm. Noi avem mai multe meciuri și ca Craiova, și ca FCSB, și ca Sepsi. Am jucat un tur în plus, plus Supercupa. Dar asta e realitatea, trebuie să suntem obișnuiți. Dacă ajungem în grupe, zic că ne-am făcut datoria. Că până la urmă obiectivul era să fim în grupe, dar nu contează care. Dar sunt convins că Maribor va fi o nucătare. Sincer, mă așteptam să elimine pe Helsinki. Sunt convins că va fi un meci foarte greu, dar aș fi vrut să am jucătorii toți la dispoziție. Din păcate, Giuga Gigi a plecat, Tepeliuc s-a accidentat, e o problemă aici. A venit Malele, într-adevăr, dar nu e pregătit să joace decât maximă repriză. Și noi nu avem timp, noi trebuie să câștigăm meciurile acum. Va fi foarte greu pentru noi, dacă măcar Buș cu Birligea, dacă ar putea să intre, dar mai multe reprize nu pot nici ei. Au jucat la echipa a doua un meci și se vede că n-au ritm. Un plus mare pare a fi totuși acest Yeboah și aș vrea să vă întreb ce va determina să-l păstrați pe Yeboah, pentru că știu că au mai venit și alți jucători africani pe care i-ați împrumutat în Liga Secundă la Baia Mare, de exemplu. Păi l-am văzut la echipa a doua, am fost să văd niște meciuri și cu atacant. N-a jucat așa de bine ca azi, niciodată, nici la echipa a doua. Și am văzut calități în el. Mă gândeam că Traore tot așa era la început. Nu prea credea nimeni în el, cei de aici au crezut. După aia când l-am cumpărat eu la Cuban, a trebuit să stau în genunchi la patron să plătească 4 milioane de euro pe Traore. A zis că-s nebun, cum să dea 4 milioane? Sau 5, cât dar nu mai știu cât or fi dat. După aia au luat 20. Eu zic că și Yeboah face parte din această categorie cu la Traore, dar și astăzi, am zis înainte, totul depinde de el, nu de mine, sau de viitorul antrenor care o să aibă în viață. Dacă el va fi serios, la vârsta lui, va putea să ajungă departe. Era un meci așa de greu și cu intensitate cum era asta pe final, pe mine m-a impresionat, sincer. A făcut lucruri mai mult decât mă așteptam. Dacă nu rămâne cu picioarele pe pământ, n-are nicio șansă. El trebuie să se gândească ce trebuie să rămână, să facă să rămână serios. Dar el este o soluție clară pentru noi. Din păcate nu pot să-l folosesc. Pentru că domnii arbitrii au dat un cartonaj roșu și atunci eu stau în tribună, el stă în tribună și arbitrul arbitrează. Asta este realitatea la meciul următor. Era bine dacă el juca acum. Aveam nevoie de un jucător care la meciul cu Botoșani, care va fi foarte greu. Dar îl vedeți ajungând mare pe Yeboah? Da. Dar e prea devreme. Dacă mie nu-mi place să dau așa verdicte prea repede cu jucătorii tineri, că după aia și iau un cap și uită să mă joace fără el. Potențialul lui este fantastic. Cred că ați văzut și voi azi. Într-un meci cu o campioană, campioana Bielorusiei, care nu știu dacă e diferență între noi și ei, cam același nivel suntem. Și Petrila, un meci bun, mi s-a părut Petrila astăzi. Excelent. A fost decizia între Petrila și Roger, dar l-am simțit pe Petrila mai în formă. A jucat bine și cu Chindia. Îi lipsește golul, dar în rest a jucat foarte bine. Foarte bine.
Ce o să faceți? O să stați cu un jandarm lângă dumneavoastră undeva acasă la meciul cu Botoșani? Dar nu un jandarm acasă, stau acasă, cred, sau la mine în birou și văd meciul de acolo, nu cred. Îmi pare rău că nu sunt, aș fi vrut să fiu, pentru că e un meci important. Care este prețul corect al lui Deac? Al lui Deac? Da. 10 milioane de euro. Deci, dacă se cere, nu știu cât, 7-8 alți jucători, eu cer 10 pe Deac. Dacă aș fi patron. Dar eu nu sunt. Ținând cont și de vârsta lui? Eu v-am zis, dacă aș fi patron, așa ar cere. Dacă mi-ar da cineva 10 milioane, aici, bă, hai, lasă-l să plece. Altfel nu. Eu nu-l aș lăsa să plece niciodată. Vă dați seama, eu cu el am o relație excelentă. A jucat foarte multe meciuri sub comanda mea și nu cred că nici el și-ar dori să plece de aici. Nu cred. A crescut prețul și pentru Betancur și pentru Iuri după meciul de azi? Betancur marchează... Dar v-am zis că nu, nu și cred. Și Iuri chiar... V-am spus, acești doi jucători eu am decis să iau. Dacă ar pleca, înseamnă că nu ne mai dorim nimic. N-ar fi normal. Și patronul mi-a promis că nu pleacă și n-a fost nimic, dar... Eu am fost supărat că a apărut acest articol. Dar, din ce am înțeles, a fost așa doar un zvon. Nimic adevărat. Am vorbit și cu amândoi jucătorii. Mi-a zis că nu i-a sunat nimeni de la nicio echipă. Și atunci de-aia am și băgat astăzi. Avem trei echipe în play-off-ul Conference League. Poate ne-a așteptat de bine, să spunem, la începutul acestor preliminari. E un succes, cred eu. Dacă ajungem în grup, ar fi foarte, foarte bine pentru fotbalul românesc. S-ar mai investi bani. Am înțeles că la meciuri vin mai mulți spectatori anul ăsta ca niciodată. Ceea ce e bine. Haideți să mergem toate trei, Doamne ajută, și să fie un an frumos pentru spectatori. Mi-aș dori din suflet. Și nu glumesc sau nu mint. Toate trei să fie în grupe. Ar fi bine pentru fotbalul românesc. Și ne dorim. Dar acum trebuie să și putem. Sperăm că toate trei vor trece. Nu știu cu cine joacă ele, chiar nu știu. Eu știu cu cine joacă CFL. Am vrut să vă întreb, pentru că la conferința premergătoare acestui meci cu Shakhtyor Soligorsk, spuneați la un moment dat dacă veți mai fi antrenorul CFR-ului. A spus la un moment dat chestia bine, asta. Nu mai pot să fiu. Dar, asta zic, dar v-ați gândit, dumneavoastră ați luat la un moment dat în calcul această posibilitate, deci, să nu mai fiți antrenorul CFR-ului? Să stabilim o dată lucrurile. Eu mai am 2 ani contract. Eu nu voi pleca indiferent ce va fi, decât dacă clubul decide că nu mai sunt capabil să conduc. Dar în acești 2 ani nu vreau să plec. Nu voi accepta nicio ofertă. Dacă voi fi dat afară mâine, n-am ce să fac. De asta am zis. Pentru că la orice echipă unde ești, dacă pierzi un meci, nu se știe. Și atunci asta am zis. Dar eu, în niciun caz, nu voi pleca decât dacă voi fi dat afară. În rest, vreau să-mi duc contractul la final și sper să reușesc. Știu că va fi greu, dar asta e meseria mea. Pentru mai tineri antrenori în Liga CFR e un rezultat excepțional, da. Pentru că echipele vor calificat în, da, play-off. Acum, să fim sinceri, la Dică, cel a venit puțin, trebuie să-i dăm puțin merit și la antrenorul dinainte și la Radoi la fel, cred că trebuie să-i dăm merit și lui Balint, să nu uităm. Doi tehnicieni care și-au făcut treaba. Și Radoi și cu Mutu și cu Dică sunt la început, toți trei. Trebuie să dovedească în timp, că la prima înfrângere nu se știe cum dispar. Așa e la fotbal. Deci ei trebuie să se obișnuiască cu presiunea, dar felicitări pentru că au început foarte bine, mai ales Radoi. Și e normal, când e o schimbare, ați văzut mereu să întâmplă ceva la o echipă. Și am înțeles că era 3-0, nu? Da. E un rezultat excelent, dacă ne gândim că în tur a fost meci greu, din ce am înțeles. Deci, Doamne ajută să fim toate trei în grupe și atunci chiar că fotbalul, eu cred că va crește, pentru că se vor mai investi bani și la aceste trei echipe, dar și la alte echipe.